Modernizarea și extinderea căii Ciznădiei ar fi trebuit să aducă un plus pentru locuitorii din arhitecților, dar cel puțin pentru pietoni, modernizarea a adus un inconvenient. Trotuarele sunt mult mai înguste, cu cel puțin 20 de centimetri față de ce a fost prevăzut în proiect. În aceste condiții, două persoane nu încap una lângă cealaltă pe trotuar și sunt nevoite să intre pe pista pentru biciclete. Strada Dimitrie Cantemir este folosită ca rută ocolitoare după începerea lucrărilor la podul peste Cibin de pe Alba Iulia. Primăria Sibiu le-a transmis celor de aici să parcheze doar pe o parte a drumului, în curtea casei sau în parcările amenajate. Dar cei care nu au curte spun că nu au unde lăsa mașina în condițiile în care locurile de parcare de la blocurile învecinate sunt mereu ocupate. Nici sesizarea pe Sibiu City App nu i-a ajutat în vreun fel. Mai mulți elevi din clasa a 12-a ai Colegiului Tehnic Energetic din Sibiu se tem că nu vor putea susține examenul de bacalaureat din cauza că sunt în prag de corigență la matematică. Câțiva părinți se plâng că profesoara a luat această decizie pentru a nu strica reputația școlii. Directorul colegiului a afirmat că 30% din elevi din an terminal sunt în situație de corigență, însă mai au 3 evaluări de dat la care au șansa să ia note mari și să promoveze materia.